Avem o informație de ultimă oră, vorbim despre răspunsuri în exclusivitate pentru Antena 3 date de secretarul general al NATO. Acesta a fost întrebat de Radu Tudor despre implicarea alianței în lupta împotriva COVID și a spus că NATO a efectuat deja peste 100 de zboruri pentru a aduce echipamente pentru ajutarea statelor afectate de COVID. Aflăm însă mai multe despre întrebările și răspunsurile primite de la secretarul general al NATO, chiar de la Radu Tudor. Radu, bună dimineața! Bună dimineața! Spune-ne, te rog așadar, care au fost principalele întrebări adresate de tine ca reprezentant al Antena 3 și ce răspunsuri am primit din partea secretarului general al NATO? Trebuie să spunem că această conferință de presă a secretarului general al NATO a fost organizată după reuniunea miniștrilor apărării din NATO, reuniune care a avut loc prin videoconferință securizată. Și este o premieră în istoria Alianței ca după reuniunea miniștrilor de externe să avem și o reuniune a miniștrilor apărării online, prin videotelefon securizat. Ei bine, după această conferință de presă, secretarul general a răspuns, sau în timpul conferinței de presă, secretarul general a răspuns unor întrebări care au fost puse tot online. L-am întrebat pe Jens Stoltenberg în ce măsură inițiativa Statelor Unite de crearea unui hub de transport aliat va continua efortul pentru lupta împotriva coronavirus. Secretarul general a spus că în momentul de față comandantul suprem al forțelor aliate, generalul Todd Walters, este însărcinat atât de conducerea Alianței, cât și de administrația americană, ca Statele Unite să pună la dispoziție toate capacitățile de transport americane pentru aliații din NATO în lupta împotriva coronavirus. Și până în momentul de față, peste 100 de zboruri aliate au avut loc pentru a aduce echipamente medicale, pentru a transporta persoane infectate. Este un efort uriaș pe care Alianța Nord-Atlantică îl face în lupta împotriva coronavirus. A doua chestiune pe care i-am adresat-o secretarului general se referă la campania uriașă de dezinformare, de manipulare și de fake news pe care Rusia și China le lansează pe rețelele de socializare. Secretarul general NATO a declarat că Alianța este avertizat în legătură cu aceste campanii, că se discută la cel mai înalt nivel la cartierul general al NATO și că cel mai bun răspuns împotriva acestor manipulări și dezinformări reprezintă o presă liberă și independentă pe care Alianța se bazează în informarea corectă a populației. Dacă aceste campanii de dezinformare care vizează distrugerea unității în interiorul lumii occidentale și divizarea aliaților, dacă acest lucru va avea succes, atunci consecințele vor fi dramatice. Există, din păcate, actorii statali și non-statali care vor să profite de această criză generată de coronavirus și noi trebuie să fim avertizați în legătură cu problemele medicale, problemele economice, dar și războiul hibrid care este declanșat asupra spațiului occidental. Și noi românii avem o experiență cu totul aparte în raport cu agresiunile care vin de la Est, fiind aici pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice și în bazinul Mării Negre, unde s-au manifestat multiple tip modalități de agresiune. Așadar, secretarul general NATO a răspuns întrebărilor Antena 3 și sper ca pe viitor, când vor mai fi organizate astfel de conferințe de presă, să mai putem adresa întrebări online de aici, de la București. Mulțumesc tare mult, Radu Tudor, pentru toate aceste informații. Așadar, extrem de important, peste 100 de zboruri au avut loc pentru a aduce echipamente medicale și persoane bolnave sau nu în această perioadă în care ne luptăm. De fapt, toată lumea se luptă cu pandemia de coronavirus. Noi continuăm acum jurnal.